prea mult, pentru că are Cristian Mureșan multe de zis. Bună dimineața! Bună dimineața! Colegul nostru care, pe lângă faptul că realizează multe emisiuni despre știință și cunoaștere, are și o carte, nu numai că a fost scoasă această carte, dar ea a fost și tradusă în limba engleză și va fi răspândită în toată lumea. Până Cristian, acolo mai este un pic. Spune eu că așa este, eu văd în viitor. E frumos, dar... Colegul nostru Cristian este și modest. Vorbesc eu atunci fără modestie în ceea ce îl privește. Dar aș întreba altceva în primul rând, ca să înțeleagă toată lumea, da, de fapt, despre ce este vorba în această carte. Eu am versiunea în engleză, ea a apărut și în limba română. În limba română și am prezentat-o mai de mult edițiile întâi și a doua când a apărut la noi. A fost interesant faptul că după realizarea mai multor emisiuni și promovări pe internet a versiunii în limba română și inițial am reușit să public un articol într-o revistă internațională care a trecut prin acea revizuire destul de pretențioasă și severă cunoscută sub numele peer review. Acest lucru a început să atragă atenția cercetătorilor serioși care au lecturat articolul și el fiind mediatizat în cele mai importante universități, biblioteci și facultăți din lume. După ce m-am înscris pe un forum numit ResearchGate, la care erau deja înscriși peste 900.000 de oameni de știință și care dialoghează, fac schimburi de idei, propun teme, pun întrebări, alții răspund și la un moment dat acolo din nou am fost remarcat de câțiva zeci de cercetători cu aceste preocupări foarte neobișnuite în domeniul biologiei, pentru că aici avem de-a face de o biologie foarte neobișnuită, e vorba de un mecanism fiziologic care încă nu a fost identificat de către știința medicală, un mecanism de biotransformare la nivel celular, care poate să aibă niște efecte semnificative asupra îmbunătățirii stării de sănătate a celulelor, țesuturilor, starea generală a organismului. Eu însumi fiind multă vreme bolnav cronic de discopatie lombară și rinită cronică hipertrofică, migrene și încă alte probleme, să zic, mai puțin severe. În momentul în care am activat acest mecanism fiziologic, toate aceste probleme s-au rezolvat. Biological transformations controlled by the mind. Exact. În limba română, biotransformări biologice controlate de minte sau, cum i-am spus eu, biotransformări sub influența psihicului. Exact. Și ideea aceasta, sau până la urmă, după o vreme, ți-ai dat seama că analizând notițele pe care ți le-ai făcut în timp, poți să creezi o întreagă, hai să zicem așa un pic exagerat spus, o întreagă teorie. Teorie, da. Deci la vremea respectivă eu mi-am notat tot ceea ce mi s-a întâmplat, am observat modificări la nivelul funcționalității corpului, a parametrilor sanguini, îmi făceam analiza sângelui în fiecare lună și am reușit să trasez un grafic care a fost extins pe o perioadă de 2 ani și atunci aveam o viziune de ansamblu asupra evoluției fenomenului în timp. De exemplu, după 6 luni am scăpat de migrene, după 9 luni am scăpat de utilizarea olintului pentru rinita hipertrofică, nu mai aveam rinită, a dispărut complet și înainte foloseam acel spray nazal de 2 ori pe zi, 365 de zile pe an, timp de 4 ani la rând. Era cazul să faci ceva. Pe urmă a remarcat cineva povestea ta și a hotărât să o traducă în limba engleză? Nu, nu avea cine să o traducă, trebuia eu să o traduc, am tradus-o eu, dar ei au făcut corectura. Pentru că nu sunt un vorbitor perfect de limba engleză. Nu mă pot considera nici măcar, cumva să zic așa, specialist într-un fel. Pot comunica obișnuit în limba engleză, dar în momentul în care scriu o lucrare de știință sau cu pretenția de a se folosi într-un cadru universitar, acolo trebuie să fie
Până la ultima virgulă, contează foarte mult. Corect. Și atunci și... universitatea a pus la dispoziția mea un corector de limba engleză care a făcut toată această muncă și profesorul cu care corespondam a fost editorul cărții, la care a adăugat o prefață și o postfață. Și așa a apărut cartea. Și va asuma Sundaram, care da. Este profesor doctor la Universitatea din Houston. Da. Este cel care, de fapt, a fost alături de tine în tot acest exact, demers. Exact. Un an de zile am corespondat pe Skype, ne întâlneam în fiecare vineri seara și vorbeam câte 3-4 ore detaliind tot felul de lucruri, de idei, de posibilități, cam cum să începem să înțelegem acest fenomen, pentru că eu am propus teoria ca atare, dar în esența ei, în carte, eu precizez că la nivel celular nu cunosc detaliile de natură chimică, biochimică, fiziologică, ce se întâmplă acolo, acea transformare. Eu spun că are loc o transformare, dar acum urmează prin cercetări și analize să găsim care este aceea. Cristian, am nevoie de tine într-o chestiune. Trebuie să fac două extrageri. Trebuie să dau un bilet la Deep Purple și am să te rog să faci extrageri din acest bol. Așa, iei bilețelul. Care este numele? Ricu Oprea din Cluj-Napoca. Ricu Oprea din Cluj este cel care va merge la Deep Purple în weekendul viitor, în 7 iunie pe Cluj Arena are loc acest concert. Astea le dăm jos, punem bilețelele pe care le-am scris noi, de fapt pe care Bianca le-a scris pentru UB40. Avem aici bilețelul. Așa că asta este notița că e UB40 aici. Bun. O precizare foarte importantă, dacă mai facem încă o extragere. Repede și îmi trebuie încă un nume pentru biletul UB40. Luminița Filip, tot din Cluj-Napoca. Luminița Filip va merge la UB40 în 8 iunie pe Cluj Arena la Music Fest, acest super concert, să spunem, UB40 plus Deep Purple, două zile de mega concerte pe Cluj Arena. Mai avem cam un minut și jumătate, te rog. Completarea care vreau să o fac foarte importantă este legată de această ediție a emisiunii Știință și Cunoaștere, care se difuzează duminică și în care voi avea un dialog, cel de-al doilea interviu cu profesorul de la Universitatea Houston Victoria, și în care prezentăm cu lux de amănunte exact ce înseamnă aceste transformări biologice. Am de vedere că acum în cele 10 minute nu ne-am putut. Corect, pe larg se poate. Deci duminică la ora 18 pe terenul Cluj, foarte important, telespectatorii vor putea urmări și înțelege cu detalii la ce ne referim noi în această Știință cercetare. Și Cunoaștere în fiecare duminică putem și urmări. Sâmbătă la ora 18 cu reluare luni dimineața la ora 11. Iar pe internet tvrplus.ro în orice moment al zilei putem să găsim programele televiziunii pe internet. Această carte o putem cumpăra de undeva? Încă nu, așa? Păi, de la Houston, da. Deci faceți comandă sunat. Alo, Houston! Pentru... Houston, mă auzi? Houston! Am nevoie să fac o comandă! Cristian, felicitările mele pentru toată această implicare a ta și iată pentru rezultatele. Și voi avea și un curs cu studenții care va fi televizat și mediatizat și va fi o a treia emisiune. Asta când va fi? La sfârșitul lunii iunie, după ce ei apucă să citească cartea, profesorul a propus ca să avem o întâlnire și cu studenții să pună întrebări, răspunsuri și va fi primul meu curs Cristian televizat. Cristian Mureșanu, de la TVR Cluj. Cristian, succes în continuare. Noi vom mai povesti, de fapt, despre demersurile tale, pentru că ne place de tine. Ar fi util să ne putem întâlni periodic. Periodic. Oricum, tu periodic te întâlnești cu telespectatorii în fiecare weekend. Noi ne întâlnim și mâine dimineață, începând cu ora 7, desigur, pentru două ceasuri din nou de trezire, cum ar veni. Toate bune!